Potrivit ordinului care reglementează criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, în acest an școlar, bursa Bani de Liceu poate fi acordată și elevilor care beneficiază de bursă socială de studiu, de merit sau de performanță. Aceasta are o valoare de 250 de lei pe lună. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Beneficiarii eligibili ai programului Bani de Liceu sunt elevii aflați în întreținerea familiilor, al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei. Sunt eligibili de asemenea elevii care beneficiază de o măsură de protecție, ori aflați sub tutele sau curatele în cazul respectării condiției de venit. Sprijinul financiar de 250 de lei din cadrul programului Bani de Liceu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diploma și pe perioada practicii în producție. În perioada 15 septembrie-25 septembrie are loc depunerea cererilor, efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii are loc în perioada 26 septembrie-15 octombrie. Centralizarea cererilor prin intermediul portalului dedicat în perioada 25 septembrie-16 octombrie. Afișarea pe internet a listei beneficiarilor va avea loc pe data de 17 octombrie. Depunerea contestațiilor în perioada 18 octombrie-21 octombrie. Rezolvarea contestațiilor se face în perioada 22-25 octombrie.